Caracterul lui Ioan îl reflecta pe Hristos. În Ioan 4, cu 10 și 11 găsim scris: și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi, unii pe alții. Iubirea plină de încredere și devoțiunea neegoistă, manifestate în viața și caracterul lui Ioan, prezintă lecții de o nespusă valoare pentru biserica creștină. Ioan nu păsăda din fire frumusețea de caracter pe care a dat-o pe față în viața sa de mai târziu. Din fire, el avea defecte serioase. El nu numai că era mândru, dornic de afirmare și ambițios după onoare, ci și impulsiv, ranchiunos, când era nedreptățit. El și fratele său purtau numele de fii tunetului. Firea rea, dorința de răzbunare, spiritul de critică, toate acestea îl caracterizau pe ucenicul iubit. Dar sub toate acestea, învățătorul divin a văzut o inimă arzătoare, sinceră și iubitoare. Iisus i-a mustrat înălțarea de sine, i-a domolit ambițiile și i-a pus la încercare credința, dar i-a descoperit lucrurile după care tângea sufletul lui: frumusețea sfințeniei, puterea transformatoare a dragostei. Lecțiile lui Hristos, arătând că blândețea, umilința și dragostea sunt esențiale pentru creșterea în har și utile pentru lucrarea sa, erau de cel mai mare preț pentru Ioan. El a strâns ca o pocomoară fiecare lecție și a căutat continuu să-și aducă viața în armonie cu modelul divin. Lecțiile învățătorului lui erau întipărite în sufletul lui. Când mărturisirea despre harul Mântuitorului, vorbirea lui simplă era convingătoare, datorită iubirii de care era pătrunsă întreaga lui ființă. Dragostea profundă a lui Ioan pentru Hristos a fost cea care l-a determinat să își dorească să fie aproape de el. Mântuitorul îi iubea pe toți cei 12, dar Ioan avea spiritul cel mai receptiv. El era mai tânăr decât ceilalți și, având mai mult din încredere acea de copil, și-a deschis inima înaintea lui Iisus. În felul acesta a ajuns să fie cel mai iubit de Hristos și prin el le-au fost vestite oamenilor cele mai profunde învățături spirituale ale Mântuitorului. Iisus îi iubește pe aceea care îl reprezintă pe Tatăl, iar Ioan putea vorbi despre dragostea Tatălui mai mult decât oricare dintre ceilalți ucenici. El le-a descoperit semenilor săi ceea ce simțea în propriul suflet, reprezentând în caracterul lui atributele lui Dumnezeu. Slava Domnului era arătată pe fața lui, frumusețea sfințeniei care îl transformase, strălucirea pe fața lui cu o strălucire asemănătoare cu cea a lui Hristos. În adorare și dragoste, el a privit pe Mântuitorul până ce asemănarea cu Hristos și părtășia cu el au devenit singura lui dorință și până ce în caracterul său s-a reflectat caracterul învățătorului lui. Părinte Ceresc, îți mulțumesc pentru exemplul lui Ioan. Te rog, curățește-mă și pe mine de mândrie, de egoism, de răutate și dă-mi un caracter nobil și frumos ca lui Iisus Hristos. Îți mulțumesc că și astăzi faci minuni în viața mea. Fii slăvit și lăudat. Amin.